Bun găsit, prietenii ai emisiunii Ascendent. Astăzi vă propun să cunoașteți trei persoane care au descoperit că viața are sens, că este frumoasă și că poate fi trăită la maximum, în ciuda limitelor fizice. Fiecare din noi ne izbim de obstacole în viață. Ne descoperim limite și, din păcate, de prea multe ori abandonăm lupta. Care este cel mai mare handicap pe care o ființă umană îl poate avea? În discuția de astăzi, împreună cu Daniel, Raluca și Eunice, vom încerca să descoperim aceste lucruri. Daniel are 23 de ani, este din Arad și este în ultimul an la automatică informatică. La vârsta de 7 ani i s-a descoperit boala, iar de la 13 ani a fost imobilizat. Raluca, elev în clasa 11-a la Liceul Teologic Logos, este din Timișoara și nu mai poate să meargă de la vârsta de 3 luni și jumătate. Eunice are 25 de ani, lucrează în domeniul IT. Bine ați venit! Bine, iată și o primă întrebare. Spuneam în debutul emisiunii că fiecare din noi ne confruntăm cu limitele. Cum vă depășiți voi și cum vă raportați voi la limitele care le aveți? Deci, în primul rând, sunt lucruri pe care nu le putem face față de îndeosebire cu ceilalți tineri. Și normal că mă confrunt cu asta zi de zi, dar cu ajutorul Dumnezeu am reușit să trec peste asta și chiar am depășit această fază și nu mai văd așa o mare problemă pentru mine. Așa cum spunea și Daniel, este adevărat că ca și tineri cu dizabilități avem unele obstacole pe care le întâmpinăm, dar chiar și așa, viața noastră poate fi una normală, frumoasă și putem să trecem mai mult decât biruitori prin orice obstacole cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai concret, care sunt limitele? De exemplu, aș putea să vă dau un exemplu ca și elev. De multe ori mi-este foarte greu pentru că trebuie să mă mut de la un etaj la altul și acesta ar fi unul dintre obstacolele pe care le confrunt zi de zi. Ar fi un exemplu practic. Dani? Din punct de vedere al societății, ar fi faptul că nu sunt adaptate orașele pentru noi sau ca să putem merge normal. Și mai sunt și bariere la viața de zi cu zi, în sensul că mereu avem nevoie de ajutor ca să facem unele lucruri și în sensul că mereu depindem de cineva și cu asta trebuie să ne luptăm zi de zi. Nice. Cum vezi tu din afară aceste lucruri? Limitele pe care persoanele cu dizabilități le au? Sora mea s-a născut cu un handicap. Deci pot să spun că experiența mea este oarecum asemănătoare. Deși, dacă stau să mă gândesc, într-un oarecare sens este mult mai bine pentru sora mea decât a fost pentru Raluca și Dani. Ea s-a născut cu un handicap motor. A avut mai multe operații. Ea umblă. Și cu toate acestea,
E o persoană extrem de ambițioasă, un caracter puternic, o fată care nu s-a lăsat niciodată doborâtă de handicapul pe care l-a avut. A fost întotdeauna printre primii la școală, a urmat o facultate, iar momentan predă, e profesoară. Deci pot să spun că deficiențele ei de mișcare nu au fost un obstacol în ceea ce ea și-a dorit pentru viața ei. În practic, a fost un exemplu pentru tine. A fost un exemplu pentru mine, da. O spun tuturor și sunt mândră de ea. Care au fost obstacolele pe care le-ați depășit cel mai greu? Păi, în primul rând, tocmai lucrurile care le-am spus și cred că cel mai mare obstacol a fost lupta interioară între noi, mă refer la mine. O luptă interioară între mine și Dumnezeu, pentru că nu înțelegeam de ce El a dorit asta pentru mine. Și a fost un proces mai îndelungat, dar am găsit încurajare la Dumnezeu și ambiția de a continua, de a lupta. Știu că va fi bine cu ajutorul Lui. Da, așa este, așa cum spunea și Daniel. Poate la început nu ne dăm seama de ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră anumite lucruri și nu putem să înțelegem de ce este așa și de multe ori ne confruntăm și noi. Este o luptă interioară și cred că chiar și atunci Dumnezeu este alături de noi și trebuie doar să stăm și să ne gândim că El ține toate lucrurile sub control și indiferent de ceea ce se întâmplă și ce îngăduie în viețile noastre, El știe ce este mai bine pentru noi. Da, de multe ori avem unele zile în care ne întrebăm, dar de ce, Doamne, îngădui un anumit lucru în viața noastră? Dar apoi, dacă stăm bine să ne gândim, Dumnezeu este în control și știe foarte bine ce este mai bine pentru noi. Eu am ajuns la concluzia că aceasta mi se potrivește cel mai bine și dacă ar fi să stau să mă gândesc, dacă aș schimba cu ceva tot ceea ce mi s-a întâmplat în viața mea, aș ajunge la concluzia că nu. Pentru că este ceea ce Dumnezeu a îngăduit în viața mea și mi se potrivește cel mai bine. Vreau să vă spun că tot timpul am admirat la persoanele ca voi puterea de a merge mai departe și cred că asta este un exemplu pentru noi, noi unice. Așa e. Și cred că toată lumea se confruntă la un anumit moment cu astfel de stări în care îți pui întrebarea, Doamne, de ce eu, de ce mi se întâmplă mie chestia asta. Chiar și anumite persoane care trec prin încercări și nu au un handicap sau o deformitate. Ce să mai spunem atunci despre cei care se confruntă zi de zi cu asta? Cred că cel mai important lucru este să realizăm că Dumnezeu este în control, că El este Cel care a promis că ne va purta poverile, nu-i așa? Și la urma urmei, El a îngăduit lucrul acesta cu un anumit scop. Personal, pentru mine și familia mea, pot să spun cu mâna pe inimă că ceea ce Dumnezeu a îngăduit în familia noastră a fost o binecuvântare la urma urmei și multe alte persoane au fost binecuvântate prin ceea ce societatea vede un handicap astăzi. Vă invit acum să urmărim un material luat de colegii noștri pe stradă, după care ne vom reîntoarce în studio. Care crezi că e cel mai mare handicap cu care poate trăi o ființă umană? Nu știu neapărat dacă un handicap fizic. Eu cred că fiecare dintre noi are o problemă și cred că cel mai grav dintre toate îi, nu știu, faptul să nu conștientizezi în ce lume trăiești. Asta cred că e cel mai mare handicap. Nu știu. Nu pot să spun chestia care să fie cel mai mare handicap.
Pe toate sunt handicapuri foarte mari, și fără vedere, și una, și inimă, și alte, și alte, și alte boli. Handicape fizice, deci fără picioare, fără mâini, toate sunt grele. Handicap mental, eu zic că e cel mai, cel mai grav. Având un handicap mental, deja societatea îl respinge pentru că zice că nu e în toate mințile, e poate fi violent. Care crezi că e cel mai mare handicap cu care poate trăi ființă umană? Păi, social, repet, să fie forțat să trăiască în anumite împrejurări în care ori nu e obișnuit, ori a fost, cum să zic, forțat să facă ceva ce nu vrea. Iar un handicap fizic, în general, cred că veteranii de război sunt cei care sunt cei mai influențați de handicapele fizice. Prostia. Și cum se poate trece peste acest handicap? Boala din naștere, numai sapa și lopata o vindec. Depinde, fizic mă gândesc că ar putea fi vederea, dar este unul spiritual care este mai greu, cred că asta aș putea să spun momentan. Cum credeți că poate depăși acest handicap? Cu multă credință, cu sprijinul credință în Dumnezeu, da, cu sprijinul celor dragi și cu, cum ziceam înainte, cu multă credință în cele spirituale. Numai prin ajutorul comunității, părerea mea, sau prin ajutorul celor apropiați? Păi doar cu ajutorul primar al familiei, ajutorul societății în general, așa cum, dar e cam abstractă chestia asta, așa cum societatea să ajute, că na, societatea asta respinge, e primul lucru pe care îl face, dar sunt sigură că putem să ajutăm. Iată, ne reîntorci în studio. Așadar, care credeți că este cel mai mare handicap cu care poate trăi o ființă umană? După părerea mea, cred și consider că cel mai mare handicap din punct de vedere spiritual cu care se poate confrunta o persoană este cel al necredinței. Deci, practic, cel mare handicap e pe plan spiritual și nu... Da, cel mai mare, așa consider. Și eu zic la fel, că poți să fii un om de succes, să ai tot ceea ce îți dorești, dar dacă nu-L ai pe Dumnezeu, nu vei fi împlinit niciodată. Și oricât te-ai realiza și oricât câte aplaude ai primi sau ce ai face, fără Dumnezeu nu are sens. Am întâlnit multe persoane care aveau o condiție socială foarte înaltă, dar în ciuda situației materiale foarte bune pe care ei o aveau, erau foarte triști și nu aveau acea pace pe care noi o avem astăzi și de aceea spun că indiferent de cât de mulți bani am avea sau succes am avea, dacă nu-L avem pe Dumnezeu în viețile noastre și dacă El nu este în centrul vieții noastre, nu suntem nimic fără El. Nu nici. Problema aici se pune în termen de pace, în termen de siguranță. Cred că handicapul cel mai mare nu este unul de ordin fizic, ci cel mai mare handicap e unul de ordin spiritual. Atunci când nu ai pace, atunci când nu ai siguranța mântuirii, o relație vie cu Dumnezeu, nu poți să fii un om împlinit. Și mă rog ca Dumnezeu să dea această pace și această împlinire tuturor celor care îl caută. Am văzut la voi tăria de a merge mai departe. Cum credeți că pot trăi oamenii care suferă de un handicap spiritual sau de un astfel de handicap? Handicap despre care ați vorbit și chiar ați dat exemple de astfel de situații. Păi, în primul rând, nu au acea pace, acea liniște, acea dragoste. E mai mult o dorință de a te afirma și când reușești să faci lucrurile acestea și când le ai deja, până la urmă rămâi neîmplinit, pentru că devii un om stresat, devii un om care investește tot ce are în lumea asta
Și nu știu, după aceea nu știu cum sfârșește sau... Deci, practic, o duc greu din punct de vedere spiritual și lipsește pacea asta. Da, și din punct de vedere emoțional, în interiorul lor. Da, nu numai că se zbat ca să câștige cât mai mult, să se bucure de o faimă sau așa, dar pe deasupra mai se confruntă și cu problema aceasta spirituală și cred că această problemă apasă din greu pe umerii lor și este o povară pe care de multe ori unii nu o pot duce și aleg să sfârșească tragic, ajung chiar să sfârșească tragic. Am cunoscut mulți oameni care pentru care banii sunt foarte importanți, care au dedicat cea mai mare parte din viața lor strângerii de averi, ca să zic așa, dar nu am văzut în ei pace și liniște și dragoste pentru ceilalți. Atunci când ești preocupat mai mult de a te afirma pe ordin în societate, de a câștiga din ce în ce mai mulți bani, uiți de multe ori că tu vei pleca de pe acest pământ cu și nu vei lăsa nimic în urma ta, iar singurul lucru pe care este viu în tine este sufletul. Singurul lucru care se întoarce la Dumnezeu este sufletul. Atât de puțin investim în suflet încât cred că suntem o societate de oameni săraci. Unice, mă uit pe fețele lui Dani, al lui Raluca și văd fericire. Văd chiar pace, văd împlinire. Și mă uit pe fețele tinerilor din ziua de astăzi care sunt sănătoși, pot să meargă, pot să se joace, pot să facă tot ce vor. Și atâta neîmplinire, atâta nesiguranță. Cum vezi lucrul ăsta? Da, din păcate ai dreptate și cred că sunt consecințele ultimilor ani pe care am trăit în țara asta. Părinții nu-și mai fac timp să discute cu copiilor. Biserica nu-și face timp să investească în tineret și în nevoile oamenilor care frecventează biserica, din păcate. Cred că singura șansă este întoarcerea la Dumnezeu. Singura șansă este să-i dăm lui tot ceea ce suntem noi. Mă bucur enorm pentru Dani și Raluca și aș vrea să-i încredințez în mâna Domnului. Sunt niște tineri deosebiți și se vede într-adevăr, cum ziceai tu, pacea și bucuria pe fețele lor. La fel este și sora mea, e o persoană energică și plină de dragoste pentru cei din jurul ei. Aș dori să văd acest lucru și pe străzile Timișoarei și peste tot. Dani, Raluca, după cum am spus, văd pace, văd bucurie pe fața voastră. Este doar, spun așa, o mască pe care v-ați pus-o ca să veniți la emisiune sau este starea voastră, trăirea voastră de zi cu zi? Nu, nu este doar o mască pe care ne-am pus-o. Acest lucru l-am dobândit, ca să spun așa. Ce l-ai dobândit? Fericirea, pacea și dragostea lui Dumnezeu. În momentul în care eu l-am acceptat pe Iisus ca mântuitor al meu și de atunci pot să spun că viața mea s-a schimbat. Și astăzi pot să spun că sunt o tânără fericită în ciuda problemelor fizice cu care mă confrunt. Dar pot să stau și să spun că sunt cu adevărat fericită și mă bucur în Domnul. Și la mine, pot să zic că intenția mea nu e ca doar să par fericit, ci chiar să fiu fericit zi de zi alături de Iisus și de Dumnezeu. Și m-aș minți pe mine însumi dacă doar așa fi acest lucru. Acesta este rezultatul relației mele cu Iisus și trăirea mea pe care o am cu El și doar El mă face să zâmbesc, să văd lucrurile frumoase ale acestei lumi. Vă mulțumesc mult! Vă invit acum să vedem un material după care ne vom reîntoarce în studio.
Poate că nu sunt cel mai în măsură să dau eu o definiție a handicapului fizic, însă m-aș gândi la inabilitatea de a folosi toate capacitățile cu care ai fost înzestrat de Dumnezeu. Nu este ușor atunci când trebuie să îți trăiești viața având un handicap. Ar trebui să îi vedem ca niște oameni diferiți de noi, dar ca niște creaturi ale lui Dumnezeu, oameni pe care Dumnezeu îi iubește la fel de mult ca și pe noi. Sunt absolut sigur că fiecare persoană care are un handicap poate să depășească situația aceasta și să descopere un mod de a-și trăi viața, fiind o persoană împlinită și fericită chiar. De obicei, atunci când ai de-a face cu o dizabilitate, ești tentat ca să te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le poți face. Oricât de mare ar fi handicapul, încă există ceva ce poți să faci și cred că o astfel de persoană trebuie să se concentreze acolo. Totul are un scop în viață și dacă Dumnezeu a îngăduit în viața cuiva o dizabilitate, eu cred că Dumnezeu vrea să folosească înspre binele acelei persoane acea dizabilitate. Și atunci când înțelegi cum poți să îl slujești pe Dumnezeu, cred că ai descoperit sensul vieții pentru tine și de acolo decurge și împlinirea în viață și chiar fericirea în ciuda handicapului. Păcatul este un handicap, dar păcatul e chiar mai mult decât un handicap. Un om trăiește cu un handicap, însă păcatul înseamnă, a trăi în păcat înseamnă moarte din punct de vedere spiritual. Deci aș spune că păcatul poate e cel mai grav handicap pe care îl poate avea cineva. Eu le-aș spune să caute să se gândească în modul cel mai serios că orice lucru se poate întâmpla oricui și oricând și ar trebui să fie pregătit și pentru o viață bună, având un trup sănătos, o minte sănătoasă, dar ar trebui să fie pregătit și pentru încercările vieții. Singurul care ne poate ajuta să fim pregătiți și pentru bine și pentru greu este Iisus Hristos. De aceea, chiar dacă poate sunt tineri mai puțin dispus să asculte în vremuri bune un astfel de mesaj, eu tot la Iisus Hristos i-aș chema. Iată ne reîntorci în studio. În fiecare emisiune avem un verset, iar versetul de astăzi este din Matei 16:26, care spune așa: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Cum comentați acest pasaj? Eu zic că este un adevăr foarte mare, pentru că oricât de dotat de la Dumnezeu ai fi sau oricâte abilități ai avea și oricâte lucruri ai face, eu chiar cred că dacă degeaba câștigi orice bogății dacă nu l-ai pe Dumnezeu, pentru că la sfârșit realizezi că ești pierdut și Dumnezeu ți-a dat un dar, viața, și tu dacă nu l-ai urmat pe El și dacă nu te-ai bucurat de ce ți-a dat, e ca și cum ai fi irosit această șansă. Într-adevăr, este un verset foarte adevărat și de multe ori suntem prea ocupați ca să ne facem timp pentru sufletul nostru și ne axăm numai pe partea aceasta materială și de multe ori uităm de sufletul nostru și de cât este de important să avem o relație cu Dumnezeu, cât de important este acest lucru. Și ajungem la un moment dat, la sfârșitul alergării noastre, să ne dăm seama că toate aceste lucruri materiale, la un moment dat, se sfârșesc, se termină și rămânem numai cu sufletul și, după părerea mea, sufletul este cel mai important. Iar dacă sufletul nu este mântuit, atunci chiar am pierdut totul. Într-adevăr, cred că este o sinteză a ceea ce noi am discutat până acum. La fel cum spunea și Raluca,
la un moment dat toate se termină, tinerețea se termină, frumusețea dispare, averile le putem pierde, familia o putem pierde, prietenii putem pierde, rămânem doar cu ceea ce Dumnezeu a pus în noi de la începutul lumii, adică cu sufletul nostru. Cred că merită să investim la fel de mult în sufletul nostru precum investim timp în a avea un trai bun și a duce o viață decentă. La final, vă rog să transmiteți o încurajare celor care ne urmăresc. Eunice, începem cu tine. Dacă e să transmit o încurajare persoanelor care se confruntă cu un handicap, aș vrea să le spun că toate lucrurile sunt posibile în Dumnezeu și atunci când aveți o relație personală cu Dumnezeu, orice lucru este posibil, puteți depăși orice și puteți să aveți pace și liniște și dragoste. Iar pentru ceilalți tineri care poate că nu se confruntă cu un handicap fizic, dar care au probleme, fie în familie, fie la școală, fie cu prietenii, fie probleme cauzate de presiunile acestei societăți, aș vrea să le spun că speranța lor se află în Domnul Iisus. Este singurul lucru în care merită să investești. Dacă ar fi ca o încurajare să spun ca și eu, Nice, aș spune aceleași lucruri. Într-adevăr, singura noastră tărie și bucurie ne-o găsim în Hristos și dacă l-avem pe El, putem să trecem mai ușor peste diferitele încercări care se întâmplă în viața noastră și care sunt îngăduite de Dumnezeu cu un scop. Orice încercare care este îngăduită în viața noastră nu este la voia întâmplării și acest lucru am văzut și din experiența mea. Am ajuns să spun că mă bucur că am trecut prin ceea ce am trecut, deoarece acest lucru m-a făcut o tânără puternică și un rol foarte mare au avut și părinții mei, n-am încurajat, dar cred că dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu și dacă nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu, astăzi nu aș fi putut să stau în fața voastră și să spun mărturia vieții mele. Așa că vă încurajez să vă găsiți fericirea în Hristos și numai în El, pentru că este singurul lucru care contează cu adevărat. Avea o relație personală cu Dumnezeu în care să îl facem Mântuitorul nostru și Stăpânul vieții noastre. Dacă îl avem pe El și ne găsim adevărata fericire în Hristos, consider că nu ne mai trebuie nimic. Avem totul. Și El le spune că în ciuda problemelor pe care le au și a situației prin care trec, indiferent că sunt bolnavi sau sunt tineri care sunt dezamăgiți sau care nu găsesc un sens în această viață, i-aș încuraja în primul rând să-L caute pe Dumnezeu, să găsească răspunsul la El și cred că Dumnezeu le va da răspuns și chiar dacă acum le este greu, pentru că mereu va fi o luptă ca să-L acceptăm pe Dumnezeu sau nu. Dar cu Dumnezeu avem o țintă și în El putem absolut totul și chiar dacă acum trece prin aceste încercări, eu cred că răsplata Dumnezeu va fi mare și eu chiar sunt mulțumit de ceea ce Dumnezeu a făcut în mine și ce a făcut și în alte persoane cu handicap care le cunosc. Dani, Raluca, Eunice, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi în această emisiune. Și noi ne bucurăm. În concluzie, trebuie să recunoaștem valoarea pe care Dumnezeu o acordă fiecare persoane și mai ales faptul că El își dorește ca fiecare din noi să trăim o viață din abundență. Invitații de astăzi, în ciuda limitărilor fizice, experimentează o astfel de viață. Nu putem decât să ne gândim la cea mai mare limitare pe care o ființă umană o poate experimenta și aceasta nu este de ordin fizic,
ci spirituală. Necredința aduce mai multe prejudicii. Să fii orb spiritual, să nu vezi dragostea lui Dumnezeu, să nu simți prezența lui, sunt limitări care produc nefericire și moarte. Vă invit și data viitoare la o nouă discuție. Până atunci, fiți ascendenți, fiți plini de credință. Cei cu tine, fie echilibrat. Ascend.